Bună seara, domnilor și domnilor, bine ați venit la o nouă ediție Voi cu Voi cu. În seara asta o să dați testul suprem, pentru că am pregătit un material pe cât de interesant, pe atât de ușor morbid, ca să zic. Am stat mult să mă gândesc dacă abordez sau nu acest subiect, însă în ultimă instanță sunt lucruri interesante, foarte interesante, pe care trebuie să le știți. Sunt oameni, au fost medici celebri în România cu care trebuie să ne mândrim și după moarte. Ei bine, o să vedeți ce experiment am făcut în această seară. Există la muzeul de la Institutul Mina Minoviș de Medicină Legală, există așa numitul celebrul portar neacostic, a fost portarul lui Mina Minoviș. O să vedeți că el a fost conservat după o rețetă știută doar de Mina Minoviș, dar pentru că a fost atât de bine conservat și de 100 și ceva de ani stă acolo liniștit, am avut împreună cu colegii mei de la Observator o idee și o să vă rog să rămâneți, chiar dacă vi se pare, dacă imaginea vi se pare ușor șocante sau așa mai departe, rămâneți totuși să vedeți. Am un invitat excepțional, un prieten vechi al emisiunii mele, profesorul Bacalbașa. După ce o să vedeți materialul spre finalul emisiunii, nu uitați de rubrica Alinei Albert, pentru că în această seară, la finalul emisiunii, așa cum v-au obișnuit, Alina o să vină cu o rubrică normal despre paranormal. Domn profesor, bună seara! Bună seara! Să uită lumea la mumiile noastre, ce ziceți? Sigur că da. Moartea face parte din procesul vieții. Și sigur că unii sunt înspăimântați de moarte și fug, dar există și o curiozitate, unii ar spune morbidă, în raport cu cadavru. Apropo, știți ce înseamnă cadavru? Nu, știu, o să-l vedeți pe domnul profesor Beliș. De unde vine cuvântul? De unde vine? Vine din latină. Tehnici de conservare a acestui înveliș trecător care ar trebui tot conform religiei să se întoarcă în natură, nu țărână din țărână, da. Este negat într-un mod naiv de a rămâne. De altfel, există și mod natural. Un mod natural, de exemplu, este în turbărie. Adică? Celții, da, aveau un mod de a sacrifica, de obicei prin strangulare, și în scop ritual, și în scop punitiv, și aruncau în turbă, în cărbune, în cărbune care se năștea. Și din turbării s-au scos cadavre absolut intacte. În rest, pe muntele Everest, când dacă urci, se vorbește prea puțin din motive, hai să spunem, de etică. E plin de cadavre perfect păstrate, în echipament, oameni care arată ca și când ar fi fost vii, care în atmosfera rarefiată de în oxigen și la temperatura aceea stau de 40, de 50 de ani, e foarte greu să-i cari jos și stau acolo. Dumneavoastră l-ați fost la muzeul ăsta de la IML niciodată când ați fost? Ba, am fost, păi zic, acolo, mă rog, m-am dus ca să văd celebru ștromeleag al lui Terente, cu toate pe care nu se vorbește, dar care este tatuat. Da. Este un cuvânt din trei litere, ultimul este T, nu mai țin minte care e cuvântul, după care urmează bine și apăsat. Da, așa urmează. Da. Bine, cât se mai vede, domnul profesor, că acum... Da, cât se mai vede, dar lumea nu știe cum a fost prins Terente. Deci Terente a fost prins de către lipoveni și predat poliției, deși le era frică de el. Apropo, Terente era în legătură cu bolșevicii. Vorbim despre Terente imediat. Haideți să vedem materialul pe care vi l-am pregătit. Rămâneți să vedeți în această seară emisiunea, chiar dacă vi se pare ușor morbidă, pentru că, iată, sunt lucruri interesante. Nu, mie și... morbidă mi se pare viața de zi cu zi. E adevărat. Moartea este încă foarte civilizată. O să vedeți și ce se întâmplă cu Lenin când este scos din mauzoleu. E, golanul ăsta... Da. Ar trebui aruncat în hazna. Nu trebuie să zicem așa, domn profesor. Iară vă sare lumea. Este unul dintre cei mai mari criminali din istorie. E adevărat, dar uite, nu vrea Putin. Putin nu e de acord. Că așa și Biserica Rusă spune că ar trebui îngropa creștinește cu Dumnezeul de acolo. Păi de ce? Apropo, Biserica Rusă să nu se pronunțe de îngropat creștinește. În primul rând, nu știu dacă e creștinește. Știu că familia lui s-a botezat, că erau de altă religie, odată. Mamă sa. Iar el, de la el este, cu cât vom omorâ mai mulți popi, cu atât
va fi mai bine pentru Revoluție. Da, știu. Haideți să vedem materialul. Nu uitați la finalul emisiunii de rubrica Normal despre Paranormal cu Alina Albert. Revenim imediat cu domnul profesor Bacalbașa. Fostul portar al Institutului de Medicină Legală din București, Mina Minovici, are 100 de ani. A păzit institutul timp de 40 de ani. Însă, profesorul Mina Minovici a făcut o promisiune, că va păzi intrarea și dincolo de moarte. Și astfel, când Nea Costică, portarul, a trecut dincolo, părintele medicinii legale din România i-a mumificat trupul după o rețetă știută doar de el. Astfel, Nea Costică stă în poziție verticală în spatele unui geam gros, gura este întredeschisă, iar mâinile sunt lăsate pe lângă corp. El este cel care se află la intrarea muzeului institutului. Rețeta folosită însă de Mina Minovici este secretă. Nici măcar profesorul Vladimir Beliș, fostul director al institutului din ultimii ani, acum membru de onoare al Academiei Române, nu a găsit în arhivă rețeta mumificării. De la îmbălsămare la mumie e o distanță mare. Așa încât toate cadavrele, ca să poată fi conservate, se îmbălsămează. Există două metode de conservare a cadavrelor. Una naturală, și asta e mumificarea, mai sunt și altele naturale, și cele artificiale sau cele care se puzează în mod curent la spitale și la prosectorii, este formalizarea. Acolo a fost o combinație între aceste două. Vreau să vă spun un lucru. Vechii egipteni care preparau mumii, doar să știi asta. Da, da. Pe lângă niște metode de îmbălsămare pe care numai ele știau, nu sunt cunoscute, pentru că era și un îmbălsămare externă și una internă, erau favorizați în aducerea cadavrului la mumificare și de climat. Pentru că o să discutăm imediat ce presupune mumificarea, niște condiții cu totul speciale pe care egiptenii le aveau. Și Mina Minovici ce a făcut, domn profesor? A combinat, ziceți, cele două? Da, cred că, adică se presupune că el n-a dat niciodată informații cu privire la prepararea mumiei. A avut o lucrare care, din păcate, n-am reușit să o recuperez, în care erau descrise toate piesele din muzeu și nu știu dacă există posibilitatea, poate prin dumneavoastră, să obținem această lucrare foarte importantă, care s-a pierdut, în care erau descrise fiecare piesă din muzeu pe care el l-a creat. Și acolo e posibil să apară și felul cum a procedat la prepararea mumiei lui Costică. Era portarul dumnealui, nu? Portarul, da. Deci nu știm rețeta asta, domn profesor, nici în ziua de azi? Nu, pot să spun doar atât, din punct de vedere al condițiilor, a reprodus condițiile de mumificare, care sunt condiții speciale. Dacă vreți, vi le pot spune. Metoda folosită de profesorul Mina Minovici a stârnit multe dezbateri și controverse, mai ales că trupul nu a fost tăiat, deci nu i-a fost făcută vreo autopsie, de unde se bănuia clar că organele interne ale lui Nea Costică sunt la locul lor. Curiozitatea ne-a împins să vedem, cu tehnica modernă a unui computer tomograf, cum arată organele interne ale mumiei, așa că, după toate aprobările necesare, Nea Costică a fost dus la un computer tomograf. A elaborat această metodă de îmbălsămare pe care n-a spus-o nimănui, nici măcar fratelui lui, ceea ce este un lucru foarte interesant. Doctorul Cristian Curcă a preluat de 10 ani cercetările. Un lucru i-a atras atenția. Mumia ar putea avea organe interne. Singura tăietură pe care o are este pe coapsa dreaptă. Prin acest loc nu se putea realiza înviscerarea întregului cadavru, de scoaterea tuturor organelor afară. Creierul se poate scoate prin intermediul cavității nazale, cel mai frecvent, așa făceau și egiptenii, sau prin orbite. Dar mai departe, de acolo nu se poate intra. În lume există doar două mumii conservate cu tot cu organele interne. Nea Costică ar putea fi al treilea, numai că el este perfect conservat. Egiptenii, cum spuneați, sunt campioni ai mumificării, dar nici ei nu au ajuns la rezultate remarcabile decât numai după extragerea organelor din interiorul cadavrului. Radiografia mumia și în același timp de a efectua un examen tomograf computerizat complet, astfel încât cu certitudine vom ști dacă ea mai conține sau nu organe. Indiferent ce va arăta tomograful, cercetătorii vor avea un mister de rezolvat. Dacă mumia într-adevăr conține organele interne, cum de s-a păstrat așa de bine? Iar dacă nu, atunci cum a reușit profesorul să le extragă fără să lase urme?
La mai bine de 100 de ani de la moartea sa, Nea Costică, fostul portar de la IML, a venit la tomograf. Numai în acest fel, specialiștii speră să poată afla care este misterul îmbălsămării acestei mumii. O metodă pe care doctorul Minovici nu a spus-o nimănui, nici măcar fratelui său. Examenul tomograf efectuat astăzi a confirmat o bănuială și în același timp și așteptarea noastră, respectiv aceea, după care organele se află la locul lor în interiorul corpului acestei mumii. Cum arată ele pe monitor? Cum le-ați văzut? Sunt intacte? Sunt deshidratate, lipsite de apă, dar la locul normal, anatomic al lor. Asta demonstrează că, spre deosebire de egipteni, de exemplu, care au ajuns la performanțele lor remarcabile numai după extragerea organelor, profesorul Minovici a aplicat o tehnică care i-a permis ca să obțină rezultate deosebite, păstrând organele pe loc, ceea ce probabil că, sau probabil că s-a bazat în această metodologie pe care a aplicat-o pe injectarea unor substanțe speciale. Subiectul a fost foarte repede preluat de presa internațională, iar Nea Costică a devenit erou la un secol după moarte. Misterul metodei folosite de Minovici a rămas însă nedezlegat. Și medicii radiologi ne-au spus că organele lui interne sunt intacte, domn profesor. În primul rând, nu se știe dacă s-a făcut autopsia ca să poată spune dacă sunt sau nu intacte, pentru că nu apare nicio modificare care arate că organele sunt la locul lor. Posibil să fie la locul lor, dar în orice caz cuvântul intact folosiți doar la trusul dumneavoastră. Deci e posibil ca acele, adică organele sunt... Sunt probabil la locul lor, dar aduse într-o stare în care sunt practic de nerecunoscut. Sunt uscate, nu ai cum să... Deci mumificarea presupune... Eu am avut cazuri de mumificare naturală. Am avut unul sau două cazuri de persoane, de bărbat spânzurat în pod, într-un pod al unei case, acoperite cu tablă, vara. Acum, în casa acoperită cu tablă, se face o temperatură de peste 50 de grade. Ori, mumificarea presupune o uscare, pierderea apei de către țesuturi, foarte rapidă. Așa încât bacteriile de putrefacție care distrug țesuturile moi nu-și mai desfășoară activitatea lor normală. Și pielea și toate organele se ratatinează, se usucă, se scad în greutate enorm și ajunge în stadiul în care l-ați văzut în muzeu. Pielea rămâne lipită practic de os, mai mult către mușchii cam dispar. Interesant este că trăsăturile totuși se păstrează relativ bine, trăsăturile feței. Și în felul acesta, când am văzut acel cadavru spânzurat, sigur că e greu să mai găsești pe o mumie. Nu era chiar mumia perfectă a lui Minovici, dar era mumificat. Leziunile de violență. Totuși, acolo trebuie stabilit imediat cauza morții, că asta era o autopsie medico-legală. Și sigur că atunci trebuie să cauți leziunile de violență. E foarte greu de găsit pe un cadavru mumificat, ca și pe alte situații de conservări de astea artificiale, cum este adipoceara, care se petrece când cadavrul rămâne în apă caldă, în bălți, se formează o alt gen de conservare, sau congelarea. Congelarea este dintre metodele, dintre situațiile de conservare a cadavrilor ideală. Pentru că, spre exemplu, înghețurile nipone, înghețurile arctice, nu nipone, iertați-mă, înghețurile arctice, au fost găsite cadavrele perfect conservate ale animale, urși polari și chiar oameni care au rămas, din punct de vedere al călătoriilor acolo, și nu au mai avut posibilitate acoperiți de gheață și când au fost descoperiți, erau intacți. De aceea și la noi se fac conservări în frigidere la minus 20 de grade. Așa avem în institut la minus 22 de grade. Și alea se mențin indiferent. Adică bacteriile de putrefacție nu pot să-și facă treaba. Ce știți despre Nea Costică, domn profesor, din înscrierile pe care le-a lăsat Mina? Da, era portarul institutului, altceva, nu știu despre. Nu era un personaj despre care să se vorbească. Acum a rămas celebru prin asta, dar altfel...
era portarul institutului și probabil că Minovici a avut acordul lui, mă gândesc, domn profesor. Probabil că a avut acordul lui, că altfel nu se explică faptul că a ajuns acolo. Nu știu, probabil că n-a avut nici familie, deci n-a avut aparținător și atunci, sigur că el a avut, având acordul lui, probabil că asta a fost... Bine, nici nu era chiar așa problemă de găsit pe cineva, pentru că sunt atâția oameni ai străzii care nu sunt revendicați de nimeni. Și deci dacă vroia să obțină pe cineva care să ajungă la situația de a fi mumificat, nu era o problemă. Da, e totuși. Dar aici a rămas ca persoană care a lucrat în institut. Da, e ciudat totuși că nimeni nu știe rețeta lui Minovici. Da, adică eu nu cred că e departe de actuala rețetă de formalizare. Nu cred că asta. Cred că el a îmbinat foarte bine această metodă de conservare artificială cu cea naturală. Deci a realizat condițiile de mumificare din mediul natural. Adică aer uscat și lipsit de apă complet. Uscat și căldură mare. Deci căldură și lipsă de apă se aduce la mumificare. De altfel, muzeul de la Institutul de Medicină Legală e plin de piese unicat. Profesorul a adunat în decursul carierei sale piese anatomice umane care sunt și astăzi în perfectă stare. Aici se găsesc craniile bandiților celebri în perioada începutului de secol 20. Terente, Niculiță, Petre Zișcetrică, Gherasim, Ogaru, Șogor, dar și hainele în care a murit Armand Călinescu, ciuruite de gloanțe. Cămașa încă mai are pete de sânge. Una din piesele adăpostite într-un borcan cu formol a aparținut tâlharului Terente, celebru și prin mărimea organului sexual. Craniul temutului bandit care omora femei și apoi le viola este și el expus. Pe una dintre părțile craniului se mai văd urme de sânge. De altfel, Terente ajunsese erou negativ în ziarele internaționale de dinaintea primului război mondial. Căutarea și prinderea lui a fost un adevărat calvar pentru polițiștii din acea vreme. A fost capturat în Delta și împușcat. Iar în 10 mai 1927, capul lui Terente, pe care se pusese atâta preț, a fost predat personal profesorului Mina Minovici. Generații întregi de studenți care studiau medicina legală au întors pe toate părțile craniul celebrului criminal în serie, pentru că avea dimensiuni impresionante. Vestitul penis al lui Terente a fost la rândul lui păstrat de profesorul Minovici. El plutește și astăzi în formol ca o mărturie peste decenii a bărbăției tâlharului de altă dată. Avem foarte multe piese, dacă vreți, într-o zi. Da, avem, da, lui Rămaru avem. Avem mare și fotografii și masca, avem multe piese care e greu de spus într-o oră, alea trebuie vizitate, durează o oră și ceva. Păi da, numai că muzeul nu are, nu au acces decât, nu e acces public. Deci are, au acces studenții și specialiștii și poliția. Dar de ce, domnul profesor? Și cei de la drept. Până pentru la că trebuie să ai niște cunoștințe ca să explici fiecare piesă acolo. Nu poți să... Lumea e interesată de lucrurile epatante, lucrurile care au așa un impact emoțional. Ăla e un muzeu științific, de știință. Trebuie să ai cunoștințe medico-legale, trebuie să ai cunoștințe chiar juridice, de poliție. Deci ăștia sunt cei care au acces la muzeul ăsta. Bine, sunt mulți oameni care sunt curioși, de exemplu, să vadă... L-am filmat noi, o să-l vadă telespectatorii, masca lui Râmaru. Bun, dacă te rezum la câteva dintre piesele de acolo, sigur că se poate obține dreptul de a-l vizita de la direcție. Nu, cred nu că doamnele ar fi interesate de celebra piesa lui Terente. Cât da, bine, dacă vreți celebra piesa lui Terente, doamnele ar fi interesate, pentru că, spre exemplu, eu când treceam cu studenții acolo, observam un lucru interesant. Grupa era formată din băieți și fete, dar fetele aveau o anumită direcție spre borcanul respectiv. Da. Băieții mai puțin. Și atunci eu le povesteam următorul lucru. Dom'le, nu știu dacă asta pot să o spun. Puteți să spuneți orice, domn profesor. Spre exemplu, în cazul când sunt recrutați soldații pentru legiunea străină, se făcea un control foarte riguros al stării de sănătate. Băcați în pielea goală, toată lumea sănătos, nu știu ce. Și la un moment dat unul apare cu genul de piesă care, de care vorbim. Și acolo pe era tatuat două litere, S, E. E, doctorul zice, mă, ești bine ziua, dar ce înseamnă asta totuși? E, lasă cam jenat, dumne, nu e.
Doamne, când este în starea lui așa, apare cuvântul întreg, asta e numai prima și ultima literă. Și care cuvântul? Suzana, e o amintire a mea, Suzana. E frumos, interesant, mai trece și mai apare încă unul. S-e, doctorul, a, Suzana, la ce Suzana? Păi da, ce e asta? Păi, domne, e ceva, păi da, ce este, domne? Dom'le, când apare altă, toată asta. Și ce apare? Păi apare souvenir de mon expédition în Africa ecuatoriană franceză. Așa că diferă. Și de-aia toată lumea se duce acolo. De-aia mă interesează pe nu, bunele pe... Toată lumea știe, domn profesor, că e celebru borcanul ăla. Dar mă rog, la fel de celebre sunt și... Păi și el are ceva tatuat pe el. Are, da. Are. Cred că și de asta nu o spun. Nu, asta se știe, domn profesor, se știe, el fiind regele bălților, ce era el. Tot în muzeu, într-o vitrină, este pusă și masca mortuară a lui Marin Preda. Există și o colecție impresionantă de frânghii pentru spânzurătoare, pentru că fratele lui Mina, Nicolae Minovici, a scris lucrarea Studiu asupra spânzurării. A studiat foarte atent acest fenomen. Frații Minovici au fost trei personalități deosebit de interesante, în special Mina și cu Nicolae. Mina a fost, în primul rând, un savant și un creator al medicinii legale și al creatorului medicinii legale în România și organizatorul rețelei de medicină legală. Nicolae avea însă și alte înclinații, spre exemplu, avea înclinații sociale, pentru că el este cel care a făcut stația de salvare în București, societatea, așa zis, societatea samariteană care s-a ocupat de cei care fără adăpost și care le dădea adăpost și hrană și înclinații artistice și să nu uităm că foarte aproape de noi aici, de mine unde stau, este vila lui Nicolae Minovici, așa numită pe vremea mea se numea și acum o să vă spun că s-a refăcut, primăria a refăcut-o frumos, vila cu clopoței, pentru că acolo în turnulețul ăla deasupra erau niște clopoței din sticlă care la bătaia vântului scoteau un sunet foarte plăcut și care au fost repuși la locul lor. Dar este o vilă cu caracter național și foarte frumoasă, cu aspect de... Se poate vizita. Se poate vizita, da. Se poate deci vizita. Erau niște personalități cu totul și cu totul deosebite. Toți frații, al treilea era un toxicolog. El a făcut toxicologia medicală la noi în țară, Ștefan. În muzeul Institutului Mina Minovici sunt borcane întregi cu avortoni cu malformații, stomacuri arse de o travă, rinichi și creiere umane. Tot ce poate fi considerat interesant și elocvent pentru medicina legală. Medicul legist nu e un medic de morți. E un medic și de morți, dar 75% din activitatea lui se desfășoară la persoana în viață, nu la cadavru. 25% e autopsie. Păi gândiți-vă la toate accidentele de circulație, la toate morțile suspecte care trebuie să stabilească cauza morții, la expertiza medico-legală psihiatrică în care trebuie să stabilească dacă cel care a comis o fapt infracțională a avut sau nu discernământ, la genetica judiciară. Toate astea sunt subspecialități care s-au desprins din corpul mare al medicinii legale, așa încât medicul legist este un medic în special de oameni în viață sau care urmează să stabilească anumite împrejurări în care s-a produs leziunile, vătămarea corporală sau cazurile de viol, spre exemplu, trebuie stabilite exact dacă a fost sau nu viol, care sunt elementele juridice. Leziunile traumatice sunt produse nu numai în accidente de circulație, sunt produse în actele de violență. Trebuie stabilit cuantumul de zile de îngrijiri medicale, așa prevede codul penal, și în funcție de aceste zile de îngrijiri medicale, justiția stabilește și cuantumul pedepsii. Deci e atât de mare varietatea de... Să nu uităm de ADN, domn profesor. Poftim? Să nu uităm de ADN, că dumneavoastră ați deschis laboratorul de ADN. Da, în 95-96 am introdus genetica pentru prima oară în țara noastră. Întorcând